Uitați-vă dumneavoastră ce concepție eronată există în știința economică și în Europa. Și domne, hai să creștem cu 3%, cu 7%. Uite chinezii, brazilienii, bricu. Nu, domne, creșterea economică nu trebuie să fie nici rapidă, nici joasă. Trebuie să fie organică. Proporțională. Păi noi, noi cum creștem? Ne cresc întâi mâna dreaptă, pe urmă mâna stângă, ne cresc picioarele, așa, iurea. Creșterea economică trebuie să fie proporțională, creștere organică. A introdus Clubul de Roma în 72 conceptul de creștere organică și a murit. E privită pur și simplu cantitativ. Acest concept este eronat din perspectiva principiului câștig-câștig sau din perspectiva principiului armoniei în știința economică. Nu? Și atunci, sigur că noi credem că știința economică trebuie să reconsidere total. De altfel, noi credem că și medicina trebuie să umanizeze îngrijirea sănătății. Actul medical. Eu aș spune așa. La școala de educatori, la școala de medici, Sandu zicea și la preoți, să găsesc un criteriu încât să nu mai intre în facultate oameni care n-au înclinații spre a deveni medici, spre a deveni profesori. Că altfel, zic, bă, de ce te-ai dus la medicină? Păi, aici și tata și mama, așa am auzit că aici e încă bine. Va să zic că dacă n-ai inclinații să te faci profesor, nu te face că te distrugi și pe tine, distrugi și pe ceilalți. Și dacă ai atitudine, ai inclinații, atunci de la sine vine și efortul, vine și... Da? Prin urmare, imaginați-vă că dacă aș face, să zicem, la noi universitate, dacă am avea posibilitatea asta, să vedem dacă 80% din profesori i-am dat afară. Care nu am nicio treabă cu a fi profesor de tip vocație. De tip vocație. Câți profesori sunt de tip vocație? Câți medici sunt de tip vocație? Poate mai mult ceva. Aici e problema. Inclusiv medici veterinari, inclusiv fermieri, câți sunt de vocație. Să iubească pământul, plantele, animalele. Cu drag. Deci iubesc ce fac, fac ce iubesc. Când sunt cercul acesta. Problema este aici, ați văzut, confort, disconfort. La confort am spus parcarea interzisă. Cândva am aici mutuțoica, era o broscuță. Broscuța aia spunea, schimbă-te sau vei fi schimbat. Când stai într-o apă călduță, te simți bine acolo. Dar dacă stai prea mult, iese o broască fiartă care trebuie înlocuită. Nu? Deci problema să răspunzi la ce se întâmplă și cum răspunzi la ce se întâmplă, care este, de fapt, schimbarea. De aceea, modul de gândire trebuie schimbat. Acum încercăm să vă șocăm un pic din perspectiva ce se întâmplă în lume și în România. Noi considerăm că sunt trei responsabilități ale societății economice. Noi considerăm că educația în iubire și din perspectiva înțelegerii trebuie să fie o funcție a societății omenești și nu privată. Există teza că atunci când cheltuiești banii tăi pentru educație, cheltuiești mai cu... La noi nu e valabilă. Nu e valabilă absolut deloc că unul de la universitate privată la care așa, îi dau eu 2, mi-a fost zic că îi dau 4 că nu făcuse nimic. Și dacă îi dădeam 4, făcea condensații. Și ziceți, mă, domn prostul, eu plătesc. Păi și dacă plătesc ce? Păi ce, vă trebuie rămâna să-mi dați 5? Nu-ți dau, mă, pentru că nu știi nimic. Și ce dacă? Și asta e dominant în zona asta, dar fenomenul a început să vină și în partea cealaltă. Pentru că avem mulți, cantitate și nu știu ce. Și atunci noi considerăm că educația datorită faptului că are cele mai mari externalități pozitive, vaca sfântă de mulți, trebuie să fie în responsabilitatea societății omenești. Al doilea, îngrijirea sănătății. Sigur că există teza, dom'le, dar tu ești responsabil de propria ta sănătate. Dar vă spuneam, nu poți fi bolnav de unul singur. Și atunci noi considerăm că a doua responsabilitate a societății economice este îngrijirea sănătății. Și trei, controlul riscurilor societății la scară planetară. Care e riscul? Nu riscul că ți-a casa foc,
riscul de cutremure, riscul de inundații, de nenorociri, unde ființa umană, familia, nu poate să facă față. Și atunci, da, chiar într-un articol publicat, arătam că eu aș desființa FMI, Banca Mondială, NATO, ONU și aș face un departament pentru controlul riscurilor la scară planetară. Cu divizii în Europa, în Africa, în Asia, cu divizii în România și dacă România nu face față la o nenorocire, intervine divizia europeană. Dacă divizia europeană nu face față, intervine divizia africană. Pentru că, zicea Ilie Prigojine, din ce în ce mai mult, valoarea supremă a vieții pe pământ este incertitudinea. Prin urmare, riscurile evoluției, nu cele create de om, riscurile evoluției nu pot fi controlate de un singur om. Sfârșitul certitudinii. Problemele, vă aduceți aminte, uraganul Katrina. Cei de acolo care au fost afectați s-au dus la Washington să demonstreze pentru că acel guvern se ocupa de războiul din Irak și au uitat de oamenii de acolo. Și dacă vezi drama acelor oameni, luați în fel de fel de filmulețe, aceia au fost uitați pentru că lipseau în acest organism de controlul riscurilor. Sub diferite forme, de la pandemii, de exemplu, nu? Dar Sandule e țară nordică unde învățământul e total gratuit, public? Sigur, modelul finlandez este prezentat de foarte multe ori. E adevărat că introduc responsabilitatea familiei, a elevului, a studentului, a comunității, a bisericii și atac ca elev, ca student. Pentru că nu există altă valoare mai importantă pe acest pământ decât responsabilitatea autoguvernării propriei vieți. Eu ți-am dat-o. Nu știu. Eu, cine eu? Și atunci ce responsabilitate? Una singură. Să autoguvernezi viața încât tinerețea, copilăria, apusul vieții să le trăiești frumos. În cazul doctrinelor economice se vorbește foarte mult de o declarație făcută într-un interviu de John Maynard Keynes. Și sigur, din context ruptă această declarație, este pe termen lung toți vom fi morți. N-are rost să gândim pe termen lung. Vrem să facem astăzi o investiție, mâine să fie profitul prezent. Nu? Problema pregătirii generațiilor. Pregătirea unei generații, ca aspect educațional, de la familie și până la postdoctoral sau MBA-ul sau alte și alte, presupune un timp. Ori Daniel Goleman, cel care e considerat închegătorul inteligenței emoționale, primul său experiment al modelului l-a făcut în Singapore. Acolo a primul ministru deschis la minte, a spus că între cele două urechi avem numai ceva, n-avem altceva. Și atunci de acolo începem cu comunicarea non-violentă și problemele care le pune el în inteligența. Pentru că de multe ori se spune controlul emoțiilor, inclusiv probleme de comunicare, care mai vorbeam cu Florin, țin de inteligența emoțională, negocierile de inteligența emoțională, aspecte legate de schimbare sau legate de controlul fricilor, țin de controlul emoțiilor. Și în leadership, acolo se folosește foarte mult. Dacă sunt lideri mânioși sau invidioși sau lacom, ce se exprimă în afacerile lor. Vedeți dumneavoastră, de ce egoismul s-a dus spre egocentrist? De ce individualismul s-a dus spre individualism patologic? De ce libertatea s-a dus spre deficit de responsabilitate? De ce, domnule? Noi credem că datorită educației, educația e pe contrasens și deci omenirea trebuie să regândească total modelul educațional. Educația asta nu trebuie să se ducă numai la minte, trebuie să se ducă și la inimă, trebuie să se ducă și la suflet. Și atunci dacă îi spui așa, știi că piața n-are moralitate? Oh, așa zice știința economică. Adică ce înseamnă că n-are moralitate? Păi înseamnă că nu interesează decât să profitul. Și dacă pierde mediul? Nu plânge.
Păi nu plânge piața, dar piața înseamnă comportamente umane. Da, și atunci ne gândim la ce am afișat ca obiect de discuții astăzi, când trebuie să răspundem. Deci citind sute de articole despre crize în ăștia 4-5 ani, trebuie să pui întrebarea, adevăratele cauze pe care spunea și Mitropolitul Ardealului Andrei Cuț astăzi, sunt cele de ordin cultural, spiritual, moral, a pierderii valorilor, inclusiv a unor tradiții sănătoase. De ce ne ducem foarte atractiv la târguri tradiționale cu cârnăcior, tobă, șuncă, străninuță și așa mai departe? Tradițional, reînviem tradițional numai în zona aceasta? Sau vis-a-vis de obiective turistice? Ci și acele lucruri bune care se bazeau pe niște valori morale, pe niște virtuți care au căzut. Și asta îți pui întrebarea. Cine au dreptate? Toți cei care s-au reunit începând cu clubul de la Budapesta sau institutul lui George Soros de la Berlin vis-a-vis de noua economie care interpretează aceste lucruri? Sau, într-adevăr, cauzele sunt de ordin moral, spiritual, cultural? Dacă fizica cuantică, reprezentanții ei, spune, domnule, nu e vorba de o criză financiară, economică. Nu, asta e partea care se vede. Criza este morală. Lumea și-a pierdut busola. Comisia Economică Europeană discută problemele astea. Nu, no. Păi dă, domnule, 10 miliarde. Păi dă, domnule, 20 de miliarde. De ce patriatul Chiril și-a creat un grup intitulat Economia și Etica? Studiază tocmai problemele astea, de ce etica a decăzut, de ce morala a decăzut, cu toate dezvoltările, cu progresul, sigur, economic, social, cultural, tehnologic, mai ales tehnologic. Domnul Miron vorbea aici de tablete la cei din Tanzania, cei din Gabon folosesc telefoane mobile pentru rețeaua de marketing sau să-și vândă fel de fel de mici afaceri, dar nu este o soluție în raport cu fondul problemei, adică această demnitate umană. De exemplu, societatea, nu numai a noastră, dar cum răspunde la întrebarea care se găsește în cartea Complotul Mondial împotriva Sănătății? Zice directorul de marketing al unui mare întreprinderi producătoare de medicamente. Și, domnule, în secolul 21, pentru noi problema fundamentală este să vedem cum facem ca oamenii sănătoși să determinăm să consumăm medicamente. Asta spune Marx. Noi vrem să dublăm profiturile. Nu aia bolnav, că aia... Și atunci... Și atunci, a doua chestiune. Vrem să vedem cine ne protejează de agresiunea care se face în legătură cu reclamele. Cine ne protejează? Deci o treabă... Reclamă. Care ne păcălesc, ne prostesc, etc., etc. Când savantul acela spaniol a zis, haideți să predăm elevilor și studenților un curs despre prostie. Științezii cu un curs despre teologia prostiei. Să vedem de ce unii oameni, chiar europeni, așa, au înclinația de a prosti pe alții. Păi zice, probabil că există și oameni care simt nevoia să fie prostiți. Și restul, păi nu prea mai există. De unde apare, domne, chestia asta de a ne prosti? Vezi că securitatea este asigurată de rachetele nucleare. Dar de alimente, nu. Nu, domnule. Dar de educație, nu, domnule. Dar de îngrijirea sănătății, nu, domnule. Vezi că împrumuturile le fac pentru prosperitatea propriului popor. Domne, dacă te împrumuți cu un dolar și îl investesc și ăsta face pui 5, zici, da, domne, dau dolarul, dau serviciu, dobânda și rămân și cu 2-3. Păi când te împrumuți să mănânci și să bei banii, te autodistrugi. N-ai nicio șansă. Economiștii spun dezeconomisire. Dezeconomisire. Să încheiem această... Încercare. Această încercare a noastră de a demonstra, să spun, cauzele răului. Răul privit la ora actuală este... vis-a-vis de decăderea aceasta omului, foarte... Deci spunea aici Maica Tereza că adevărata problemă este cea a omului care simte că e părăsit, că e îndepărtat, că nu este iubit, că
celălalt e nepăsător față de el, îl lasă la marginea șanțului să zacă în boala lui, în sărăcia lui sau în neputința lui. Și atunci, unde este acest mesaj umanist pentru aceste spirite care trebuie să creeze această schimbare, care a spus și Florin, să schimbăm structurile economico-sociale în raport cu această demnitate umană. Deci mie îmi place cuvântul Papei care a spus, domnilor, să avem o tandrețe față de săraci. Ce înseamnă? Ia să ne gândim după aceasta. Ce înseamnă să avem tandrețe față de săraci? Mulțumim! Vă dorim! Vă dați seama că dacă ar fi tot timpul asemenea cursuri sau am fi așa o atmosferă la curs, mai ales că după aceea putem face și niște seminarii și vă dați seama ce poate să fie apropo de stilul ăsta de a sta, eventual gândiți-vă că ar fi acum pe insulă, cald, frumos afară, nu cum ce se arată pentru ziua de mâine și am putea sta până dimineața fiecare în jurul unui foc de tabără local, povestind acum fiind colmoniți și stârniți de asemenea discuții, metabolizând fiecare perspectiva personală o asemenea discurs. Aș fi minunat. De fapt, ce poate să fie mai extraordinar decât această formă de, de comuniune în care vârstele nu contează, în care bucuria de a asculta ceva nu contează nici poziția socială, nu contează, ci contează ceea ce se emite și cine recepționează. Spre normalitatea să ne îndreptăm. Evident, ca de obicei, înainte de a intra în partea informală, vă invităm să puneți întrebări, să vă puneți un punct de vedere vis-a-vis de această provocare extrem de deosebită. Noi sperăm că și sperăm ca textele și cărțile pe care vă garantez că sunt scrise așa de minunat, așa cum se și vorbește, este un spectacol. Și cartea e un spectacol, și cursul poate să fie un spectacol. Nu trebuie să fie o traumă, nu? Școala trebuie să fie o traumă, trebuie să fie o bucurie. Readucerea bucuriei în școală este, de fapt,